observatori și alte specii de pasori, care cu 3 ani în urmă cu Băsescu mână în mână ne-au tot spus să trăiți bine și acum nu le rușine. Și-au scos ochii din nou și noi aducem mai rău. S-au bătut, s-au înjurat. Noi cu cine am câștigat? Țineți minte acum 3 ani când Traian și Storojan ne-au promis pâinea și mierea până au câștigat puterea? Spuneți dumneavoastră drept, nu ne-au tras pe toți în piept? Nu ne-au tras pe toți piață și acum ne râd în față? Ba fiind ca atuarul tău, nici în votul lui din nou. Dar românul a venit, își bagă unghia în gât și se întreabă disperat de ce dracu i-a votat. De aceea fiecare la secția de votare trebuie să realizeze că e bine să voteze cu un partid adevărat și care nu i-a trădat. Partidul Social Democrat. Pe 25 noiembrie votați PSD. Votați cei 3 trandafiri din colțul de dreapta jos de pe buletinul de vot. Nu votați PD, partid de dreapta, care este de acord că românii să fie expulsați din țările europene. Votați Partidul Social Democrat.